ați cataloga mandatul pe care l-a avut Cristian Popescu până acum? Mă uit Un la primar, reacția. eu aș spune un primar viral pe Facebook, am văzut, are o întreagă rețea de internauți care comentează, distribuie, era foarte activ domnul primar și în continuare, din ce am văzut, cineva îi administrează pagina de Facebook. Bun, Cum l-ați catalogat dumneavoastră în la domnul mandat? Piedone, aici spun părerea mea personală. Vă rog. Între realitatea virtuală a paginii de Facebook și realitatea din teren era o chestiune de egalitate. Adică lucrurile pe care le prezenta fostul primar al sectorului 5 pe pagina de Facebook, le vedeai în sector. Cel puțin eu când am trecut prin sectorul 5, am văzut schimbarea asta, am simțit-o. Cum am văzut schimbarea și în sectorul 4, în sectorul 3, sunt zone ale Bucureștiului, în sectoare unde simți identitatea acelui sector. Dacă intrăm în sectorul 4, vedem lucrul ăsta. E acea notă de culoare, de curățenie, de prospețime. Vezi lucrurile astea și simți identitatea sectorului 4. Sunt toate acele lucruri și în stațiile de autobuz, și în stațiile de tramvai, și în parcuri în care poți să identifici că ești în sector. Eu cred că acesta este un lucru bun, că sporește legătura dintre sector, dintre administrație, cetățean și vezi efectiv cum sunt cheltuiți banii pe care tu îi plătești din taxe și impozite. Când e curățenie, când știi că ești în sectorul respectiv, eu ca cetățean, să spunem, al sectorului 4, sunt mulțumit pentru faptul că văd cum sunt cheltuiți banii pe care eu îi plătesc în taxe și impozite. Și de aici este această legătură. Unde e grav? Acolo unde legătura dintre pagina de Facebook și realitatea din teren este cu totul și cu totul alta. Când nu regăsim nimic din laudele pe care câte un edil și le atribuie și mergem în sector și vedem mizerie și vedem neîngrijit și parcuri neîngrijite și așa mai departe. Aveți un exemplu în sensul ăsta? Sigur, o să spuneți că sunt răutăcios, dar sectorul 1 este un bun exemplu în sensul acesta, în care vedem că lucrurile nu merg deloc bine. Am Vă locuit, invit la o am, am primărie și locuit, sectorul 2. am locuit în sectorul 1 și știu cum arăta în perioada în care erau maldării de, maldărele de gunoaie pe străzi.